Bună ziua, astăzi 9 octombrie 2021, suntem la Epuraș. Prezentăm aici masculașul de la Mihai Blaga, acum l-a cântărit, am mai pus pe el un pic, 7,350 kg, s-a stâns acum cântarul. Mulțumesc pentru acest masculaș. Tata lui mascul de Libor Austria, 98 de puncte. Blană și urechi excepționale, corp arcuit. Aici am mâncărică, mi fuma zășau cu versela gamozli, apă cu vita canin. Aștept un dupaie, lucerne. Acum le-am dat la toți lucerna. Aici e tancul meu, peste 9 kg. Uitați, un masculaș din ianuarie 2021, dintr-o femelă din Babaș cu Neamțu. Nu pârlește, încă nu-i gata. Ochile 285. Uitați-l, place să fie mângâiat, 112, rod 22, pârlește. Am avut niciodată așa masculaș masiv, la timpul lui, am mai avut unul la 9,400 kg, campion la Caransebeș și acum mai mulți ani. Era o linie foarte mare de prietenul meu, Flavio Vaida. Un crescător foarte bun, campion și la Brahme, terminat deschis, campion european. Din diverse motive nu mai ține uriaș, el a fost printre cei mai buni crescători din România. Eu l-am considerat cel mai bun, la femele era în top, number one. Vom vedea că se va mai face. Aici sus o avem pe sora lui, are și o femelă foarte bună, încercăm să o scoatem și pe afară, sunt foarte adinși cuștele la mine,
Aici avem pe soara lui 8,140 kg din iarnă mare. Blandă deosebită. Foarte lungă, uitați-o. Cu COVID-ul ăsta așa puternic, nu știm dacă vor mai fi expoziții. S-ar putea luna viitoare să băgăm la munte. Mascolul de Blaga, Mihai. Femelă foarte promițătoare, sora lui masculul ăsta mare, tatăl ei mascul de la Bronț Florin, bunicul ei 97,5 pe linia tatălui la Flidden, iar bunicul pe linia mamei 96,5 la Flidden, neamțul meu. Că nu a terminat blana de schimbat. Maroniu închis, spicată. Uitați-o, cușcă-i. Musculul de la Virgil Manole, foarte frumos și el, 8 kg. Pârlește și el. Toți, lucerne. Femeala de la Bronz Florin. Aici două femele de uriaș alb. Foarte promițătoare și ele. Din luna aprilie, parcă. Aici o masculaj, frate cu femeia și masculul doar după tată. Și el schimbă blana, blana foarte bună. Ec de 21. Aici o femelă promițătoare. E mascul stors. Și cu femelă cu mama lui femela aceasta. Ureche de 21 sau 22, lată, uitați. Și o femelă foarte promițătoare. Foarte lată ureche.
cântărit-o și pe ea, 7,3 kg din Marte. Este soră cu masculul ăsta de sus. Cercăm să-l prindem. Ei doi sunt frați. După tată. Ăsta e masculul. Uite-l că face prostii. Și el 7,490 kg. Urechi de 22,5 kg, late de 11. Peste 11. Mai avem un frate de-a lui aici. Aici avem un frate de-a lui. Aici mai avem o masculat și areși din aprilie, parcă, da? Într-o femelă din Babaș cu neamțul și cu mascul bronz. Și el foarte promițător. Urechi peste 22. Acum schimbă. Eu foarte bun. Frate de tată cu masculul ăsta de 9 kg. Și? Și după mamă sunt verișori. Mamele lor sorori, cum ar veni, frați. Frați după tată și verișori după mamă. Am vedea el cum se va face. Nu e obișnuit pe masă. Promițător, 6,50 kg. În aprilie. Aici mai avem o femelă din Baba și cu mascul bronz și ea foarte mare, în decembrie. Și ea foarte lungă, mare. Picior gros. Urechi de 22. Stă în poziție foarte bine. 8,250 kg ea. Acum îmi schimbă, năpârlește. Foarte lungă. Și ea lată, uitați, pe asta palmă spate, celințică groasă.
Urec peste 22, 22 jumate, late de 11. Aici. Și face cuib, umbră după proi. Vedem cu expoziția dacă va fi sau nu. Aceștia au fost iepurașii mei de aici. 12 bucăți, i-am prezentat 13, au fost 2 de albi. Mai avem dincolo încă 4 femele. 3 bătrâne de anul trecut, asta e femeia din Baba și cu neamțul. Ea mi-a dat cel mai bun pui, masculul ăla mare și femeia e mare, de 8,1 kg, ai bună pe blană și sora ei, nu cu masculul bronz, un mascul stors. Aici e Baba, care face 3 ani. Uitați-o. Adincă ce fica ei, sora cu femeia asta de sus. Și aici mai avem o femelă din mascul bronz și femelă bronz. Astăzi am mai tăiat un mascul de grifier. A mai rămas un mascul ăsta aici de grifier. Aici o femeluță de californian. Masculul de aici de sus o trebuie să-l tai de californian. Aici e neamțul bătrână, pus paia și tenul gros sub el. Și aici am tăiat un mascul de uriaș gri. E Maia acolo. Maia. Am primit și oase de vită. Aici o femelă de californian, frumușică. Aici o femelă din nemț californian. Secuieștii sunt aici. Sunt la mâncărică, uitați. Aici mai avem o femelă de californian. Aici am volier, cum v-am arătat zilele trecute. Am adus baluții de lucernă. 20, 5 de pai. Aici o mascul și o femelă de neo. Iar aici masculul de la Nicu Populcean, prietenul meu de la Orlat. Vom vedea cum se va face din aprilie. Tot 034. kg are urechi de 21. Poziție foarte bună. Promițător. E dintr-un mascul de la Cristi Bogdan din Neamțu. Bunic parcă are pe ăla. Într-un final vă prezint și 2 pui, la vreo 3 luni, nu au mers așa bine. Un mascul și o femelă de neozelandez, din mascul bronz Florin și cu femelă Alinfaur. Sunt sperioși, nu scot eu pe masă. Aceștia au fost iepurașii, v-am mai prezentat Vita Canin, punem 1 litru la litru de apă. Acesta îmi place, promițător. Asta Mihai Blaga, femelă, decembrie, fratele ei, Tancu.
acesta din decembrie. Femeia aceasta martie. Femeia bronz. Acesta promițător. Femeia bronz, mascul bronz. Blană deosebită. Aceasta din fată din baba, sora lui Tancu. Găinile aici au lăturile și găinile și câinii și aici e Georgiana. Aici e mâncarea, fetulă. Haide! Dăm un pic de lucernă. E din ianuarie. Maia? Astăzi am fost la piață, am mai dus, uitați aici, porumbă amestec cu triticale și floarea soarelui, orzoaică, ovăz. Deci mai avem un sac de orzoaică și aici un sac de ovăz. Energit, clasic foarte, bifuma zocșau. Persela gamuzlii s-a terminat, săptămâna viitoare vom lua iară, să sperăm. Ce porumbul pentru porc. Și aici voi face amestecul, cum v-am mai prezentat și alte dăți. Eu vă doresc un weekend plăcut la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Pe Facebook avem un grup Iepuri Pasiunea, ce ne leagă pe toți crescătorii de iepuri. Vă puteți abona și acolo. Aici am cuștile astea, ați mai văzut și în alți ani cum țineam iepurașii femelele pentru puiat, storcătorul de albine, ramele, aici mai fac grătare, pichii dezordine, aici mai avem selevit, vitamine și ivomec, iarăși le voi face de parazitare. Aici la frigider mai țin anumite produse, amprolium pentru coccidioză, aici a fost bicoxul, oxitocină dacă avem probleme, vaccinul la căței. Seară bună la toată lumea. La revedere.